să privească și să asculte rugăciunile noastre care ne înălțăm la tronul de îndurare. Pentru că în seara aceasta, dacă te vei ruga și vei spune, Doamne, privește în viața mea, privește în inima mea, Dumnezeu este Cel care privește, Dumnezeu este Cel care dă răspuns la rugăciuni, Dumnezeu este Cel care ascultă rugăciunile noastre, dar noi trebuie să venim cu o atitudine așa cum trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu. Doamne. Și zic ca Domnul să vă binecuvânteze, dorim să venim cu trupurile noastre și cu tot ceea ce avem înaintea lui Dumnezeu, așa cum dorește Dumnezeu. În capitolul 61 spune cuvântul Domnului, ascultă Dumnezeule strigătele mele. Eu cred că dacă venim din toată inima înaintea lui Dumnezeu în seara aceasta, Dumnezeu este Cel care ascultă strigătele. Dumnezeu este Cel care îi privește. Amin. La nevoile tale, la problemele tale, la greutățile tale, dar vin în această seară înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, sunt aici, sunt gata, sunt la dispoziția Ta. Amin. Te rog din toată inima, lucrează. Amin. Dorim din toată inima ca Dumnezeu să lucreze în seara aceasta. De la capătul pământului strig către tine cu inima mâhnită și zic. Domnul. Poate ai inima mâhnită în seara aceasta, ai o inimă zdrobită, ai o inimă care nu ți-o poate liniști nimeni. Este unul singur, Iisus Hristos, care în seara aceasta poate să-ți liniștească inima, Duhul și zic ca Domnul să ne binecuvânteze. Du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine. Poate nu poți să ajungi de multe ori să vii la Mântuitorul tău, la Domnul nostru Mântuitor. N-ai putere. Spune-i Domnului și roagă-te, Doamne, dă putere să vin la Tine. Dă putere să vin în prezența Ta. Și Domnul este Cel care ne transformă, Dumnezeu este Cel care ne ajută. Dar noi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ai milă de noi. Și spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu, căci Tu ești un adăpost pentru mine. Un turn tare împotriva vrăjmașului. Aș vrea să locuiesc pe veci în cortul tău. Domnul să ne binecuvânteze, să locuim pe veci, să locuim cu Dumnezeu, să stăm lângă Dumnezeu și să spunem, Doamne, în seara aceasta, vine înaintea Ta, te rog din toată inima, ajută-mă. Dorim să aducem o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim Domnului și să spunem, Doamne, privește în lăuntru inimii mele, acolo unde oamenii nu poate să privească. Tu ești Cel care poți să privești, Tu ești Cel care poți să cercetezi inimii în seara aceasta. Tu ești Cel care poți să dai privință în seara aceasta. Și te rog din toată inima, ajută-ne. Haide să-i mulțumim lui Dumnezeu în seara aceasta pentru tot ceea ce a făcut El pentru noi. Să-i mulțumim pentru timpul acesta care l-a pregătit pentru noi. Pentru că sunt timpuri, sunt momente frumoase înaintea lui Dumnezeu care le putem petrece. Nu știm cât timp, dar știm în seara aceasta că Dumnezeu poate să-i vină în ajutorul nostru. Și zic ca Domnul să vă binecuvânteze. Așa cum stăm mulțumim lui Domnului pentru timpul acesta de mărturisire care le-a acordat. Să stăm